La Palatul Administrativ a avut loc sub coordonarea instituției prefectului județul Suceava, ședința lunară a Comitetului de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice Suceava. Tema de discuție a fost siguranța fizică și patrimonială a persoanelor vârstnice. O problematică aparte adusă în discuție a vizat riscul de victimizare a persoanelor vârstnice în ceea ce privește faptele de tâlhărie. În cursul anului precedent, în mediul rural în special, au fost săvârșite 19 infracțiuni de tâlhărie, majoritatea dintre acestea având ca victime persoane vârstnice. Tocmai de aceea inițiem această campanie în care suntem sprijiniți inclusiv de Comitetul Consultativ pentru Persoane Vârstnice, dar și de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Suceava, care a editat un număr de peste 2000 de ghiduri cu recomandări preventive care vor fi distribuite cetățenilor persoanelor vârstnice, în special din mediul rural. Polițiștii, în parteneriat cu instituția prefectului și Comitetul de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Suceava, au lansat campania Alege să nu fii o victimă. Campania se desfășoară în perioada ianuarie-aprilie 2018 și are ca scop prevenirea infracțiunilor de tâlhărie, atât în mediul rural cât și în mediul urban. Pentru o comunitate mai sigură și pentru a nu deveni victimă a unei tâlhării, polițiștii fac câteva recomandări. Le recomandăm încă o dată tuturor cetățenilor, dar în special celor din mediul rural, să nu primească în curți sau în anexe sau în locuință persoane care se prezintă sub diverse calități, care doresc să le comercializeze anumite bunuri, acestea fiind doar pretexte de a pătrunde în locuința, a vedea unde depozitează sume de bani și, bineînțeles, ulterior, inclusiv de a săvârși fapte cu violență pentru a-i deposeda de aceste bunuri. De asemenea, le recomandăm ca pe timpul nopții să încerce să asigure iluminarea perimetrului și a zonei, astfel încât să scadă riscul de victimizare.